Ultima venită din Argeș în Liga 3 este CSM Mioven 2. Clubul galben verde înscriindu-și formația a doua în al treilea eșalon fotbalistic în urma unei prevederi de regulament care permite acest lucru grupărilor ce au avut sezonul trecut echipă de juniori în Liga Elitelor Under-19. Astfel, județul nostru va fi reprezentat în următorul sezon competițional de Liga a 3 -a de numai puțin de 5 echipe. Cene Golescu, SCM Pitești și Atletic Bradu, care au fost și anul trecut în acest eșalon fotbalistic, de Argeș 1953, care a promovat din Liga A4 a 4 și de C. Semioven mioven 2.